O fată de 14 ani a fost rănită într-un accident rutier produs la Aiud. Aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost acroșată de o auto utilitară. Șoferul și-a continuat drumul, fiind găsit de polițiști ulterior pe raza orașului. Fata a fost transportată la spital cu leziuni ușoare. Șoferul nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 14 ani, care era angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni, astfel că a acroșat-o. În urma accidentului, minora a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Șoferul autoturismului nu a rămas la locul producerii accidentului și și-a continuat drumul, scrie alba24.ro. Pe numele său a fost întocmit dosar penal, în care este cercetat sub aspectul comit infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.